ministrul muncii, acuzații dure la adresa lui Iohannis, după discuțiile de la Cotroceni, se vrea deturnarea atenției. Ministrul muncii, Ria Olguca Vasilescu, vine cu acuzații dure la adresa presubliniere dintelui Klaus Iohannis, după apariția unui comunicat de presă al administrației prezidențiale, în urma discuțiilor purtate la Cotroceni. Discuțiile care au avut loc la Cotroceni nu prea au nici o legătură cu comunicatul de presă remis, ceea ce mă face să cred ce a fost scris înainte. Vreau să îi spun presubliniere dintelui ce s-a respectat sublinierei principiul legalității, sublinierei principiul predictibilității în legea salarizării. Cheltuielile cu salarizarea au crescut sublinierei au însemnat major cuprinse între 10 sublinierei 50. A subliniere vrea să mai spun ce întoarcerea sarcinii fiscale a fost acoperit de majorarea de 25 de la 1 ianuarie 2018 acordat întregului sistem bugetar. La ora actuală o replic la comunicatul de presă, pentru că acolo s-au discutat multe lucruri care nu apar în comunicat. Nu ni s-a reprosublinierat faptul că legea nu duce la egalizare între diversele tipuri de bugetar pentru ce i-am fi explicat, a spus Lia Olguca Vasilescu într-un interviu la Antena 3. Mai mult decât atât, susține ministrul muncii, prin acest demers, Iohannis ar încerca să deturneze atenția de la scandalul iscat în urma desecretizării protocoalelor încheiate de SRI. Explicația pentru mine e deturnarea atenției de la ce se discut în aceste zile în spațiul public. Da, eu a sublinierea cred. Nu are niciun fel de explicație acest comunicat de presă, care vine în urma unei discuții, zic eu, foarte amicale, a completat Olguca Vasilescu. Întrebat dacă Iohannis ar vrea, astfel, se o apere pe Laura Codruca Covesi, ministrul muncii a spus, în subliniere tiu, dar cu certitudine a schimbat agenda zilei vorbind despre o lege care a fost adoptat sublinierei care în sublinierei produce efectele începând cu 1 iulie. Nu era nimic necunoscut pentru nimeni. Cu atât mai mult pentru administrația prezidențială, care a promulgat această lege.